ne v-am găsit pe scara cuvintelor! Noi, creștini evanghelici, suntem dintre aceia care, se spune, trăim în cercul nostru strânt, socializând doar între noi, citind doar cărțile care ne convin, cărți scrise de alți evanghelici, făcând afaceri doar între noi, căsătorindu-ne doar între noi, bucurându-ne doar noi între noi și așa mai departe. E bine așa? Pe de o parte, suntem acuzați de o așa numită ghetoizare. Cu alte cuvinte, ne-am transformat comunitatea într-un soi de cartier cu limite foarte bine circumscrise, peste care cu greu trecem și cu greu îi lăsăm pe alții să treacă. Aici, în cartierul nostru, trăim între oameni cu aceleași valori, avem aceleași nădești și, în consecință, avem un scop comun, acela de a-l întâlni după ce viața noastră se va fi sfârșit, pe creatorul nostru. Pe de altă parte, prin această ghetoizare, încercăm să ne protejăm de răul lumii. Ne ținem copiii în grădinițe și școli creștine, îi îndemnăm să-și petreacă viața cu cei care au aceleași crezuri, dăm socoteală unii față de alții, de viața pe care o ducem și așa mai departe. Așadar, la o primă analiză a situației, nu găsesc nimic negativ în ceea ce numim ghetoul evanghelic. Există însă momente când înțeleg că, totuși, prin această ghetoizare, ne ratăm chemarea, aceea de a face ucenici și dintre cei care se află dincolo de limitele cartierului nostru. Evident, aici apar probleme de natură logistică. Cum abordăm potențialii ucenici? Ce facem ca abordarea noastră să nu fie incoerentă, inadecvată sau ofensatoare? Cum ne raportăm la credințele lor? Zilele acestea, uitându-mă la cotoarele cărților din bibliotecă, mi-a sărit în ochi un titlu interesant. Jocurile divinității, cu subtitlul Gândire, libertate și religie la sfârșit de mileniu. O carte apărută în anul 2000 la editura Polirom. Suntem deja în 2022. Ce folos să parcurg o astfel de carte, mi-am spus. Autorul ei, Virgil de Moianu, s-a instalat în Statele Unite ale Americii unde a și predat, fiind eseist, critic literar și mai ales comparatist. În nota autorului este menționat faptul că acest volum are în alcătuire texte vorbite la Radio Europa Liberă, alături de uh, texte publicate în reviste de cultură din România. Faptul că aceste texte au fost scrise prin anii 80-90, adică înainte și după Revoluție, m-a atras și mai mult. În cele din urmă m-am gândit că o privire aruncată înapoi în timp, prin lentila textelor unui intelectual de mare clasă, nu poate să-mi strice. Din potrivă, îmi va fi de un real folos să înțeleg ce anume s-a petrecut în acești ultimi 30 de ani de la Revoluție, din punct de vedere cultural și mai ales religios. De fapt, încă din primul eseu, autorul pare că te apostrofează, arătând importanța raporturilor dintre omul credincios și lumea în care trăiește. Tendința noastră a evanghelicilor este aceea de a nega lumea în care trăim, de a fi refractari față de ceea ce spune sau promovează ea. Până la un punct avem dreptate, însă uităm că sensul întrepării lui Iisus Hristos nu are legătură cu opoziția față de lume, ci cu recuperarea ei, cu răscumpărarea ei. Pe de altă parte, este greșit să încerci să devii relevant cu orice preț, adoptând egalitarisme, ecologisme, feminisme sau alte mișcări avangardiste. Creștinul este chemat din potrivă să distingă între modernitate și secularitate. Modernitatea, spune autorul, constă în cadrele socio-istorice în care trăim și pe care Dumnezeu ni le pune în față ca pe o încercare prin care vrea El să ne treacă, aici și acum, în timp ce presiunea secularizantă are de-a face cu opoziția care vine din partea materialismului și la care ni se cere să rezistăm. Următorul eseu are un titlu care te atrage imediat. Cum citim Biblia? E foarte interesant să observi cum înțelege să abordeze scriptura un intelectual ce declară că apreciază credința ortodoxă. În primul rând, să nu uităm, suntem probabil în anii de dinainte de Revoluție. Nu întâmplător, primul punct de vedere analizat este cel al materialismului ateist. Nemoianu arată că acest materialism ateist este o perspectivă extremă de refuz complet a tot ceea ce scrie în Scriptură. Cealaltă extremă este aceea în care tot ceea ce Scriptura ne spune este acceptat fără crăcnire. Pentru autor, Biblia ar trebui să impună un echilibru în gândire, o înmănunchiere a certitudinilor cu incertitudinile. Pentru că ea Biblia Schițează o viziune amplă asupra Universului și asupra omului, iar raționalismul nu ar trebui să respingă această viziune, ci să se acomodeze în interiorul ei, cam ceea ce spune și John Lennox. Cu privire la eseul despre studiul literar al Bibliei, am fost din nou surprins să constat că Virgil Nemoianu nu se îndepărtează de adevărurile pe care noi, evanghelicii, ni le asumăm teologia din Biblie, afirmă el, este peste filologia biblică. Apoi, mai observă autorul, există o unitate și o congruență care elimină plicticoasele dispute despre datare și surse. Nu în ultimul rând, Nemoianu menționează intertextualitatea ca esențială pentru interpretarea biblică. Cu alte cuvinte, orice carte a Bibliei se leagă în mod necesar de celelalte, cerând cunoașterea întregului pentru a fi posibilă aprofundarea. Nu întâmplător, subiectele biblice sunt preferatele marilor opere literare și unul dintre romanele pe care Virgil de Moianu le recomandă este cel al lui Thomas Mann, Iosif și frații săi. În secțiunea despre gânditori și scriitori, intelectualul român trece în revistă câteva nume importante pentru viața religioasă europeană. Chateaubriand, Lev Shestov, Paul Claudel, Charles William, Octavio Paz, René Girard, Iaroslav Pelican, C.S. Lewis, Henri de Lubac sau Hans Urs von Balthasar. Apăsat va scrie despre Girard, Lewis și, așa cum bine am intuit, preferatul lui, von Balthasar. Despre C.S. Lewis, Nemoianu afirmă că scrierile acestea sunt citite cu aceeași plăcere de evanghelici, catolici sau ortodoxi. Ce aduce puternic C.S. Lewis este un echilibru între creativitatea literară, argumentele teologice și argumentele științifice, fără ca vreuna dintre aceste trăsături să fie neglijată. Cu privire la René Girard, acest gânditor francez, scrie Nemoianu, a observat că există trei modalități de viețuire umană. Cea tribală, care se bazează pe ideea de solidaritate socială, al cărei miez constă în sacralitate. Pentru că această solidaritate să fie posibilă, este un căut, căutat un țap ispășitor, a cărui moarte rezolvă conflictele sau contradicțiile dintre sacru și profan. A doua modalitate de viețuire este așa numita deviație mimetică. Ce vrea să însemne? Omul modern nu dorește un obiect anume, ci dorește ceea ce are aproapele său în mod mimetic. Cu alte cuvinte, imitația lui Hristos este înlocuită cu imitația aproapelui. A treia cale, cea bună, este întemeiată pe valorile biblice și pe îndrumarea evanghelică. Hristos rupe lanțul vinovăției al violenței. Ca mare țapispășitor care se aduce pe sine ca jertfă odată pentru totdeauna, el introduce libertatea, iertarea și transcendența. Astfel, Hristos răstoarnă cu un gest rapid, sacrificial, mersul istoriei. René Girard este de părere că mersul istoriei se datorează acestei desacralizări pe care a provocat-o Hristos prin deschiderea porților rațiunii prin revelația cristică. Cele mai multe pagini virgile Moianu îi le dedică scriitorului sau gânditorului de factură teologică Hans Urs von Balthasar. Născut în Elveția, acesta a devenit călugăr iezuit în 1929, dar a părăsit ordinul în 1950 când a decis să creeze un institut secular de cercetare și care să funcționeze ca un auxiliar al bisericii în promovarea lui Dumnezeu într-o lume seculară. Ideea centrală a lui Von Baltazar e aceea că frumusețea estetică este zona pe care se situează dialectica dintre sacru și profan. profan. Fără frumos, Binele și adevărul nu pot exista. Cultura estetică, ca să-l citesc, stă cu un picior în lumea raționalului și pragmaticului, iar cu celălalt picior stă în tărâmul inefabilului, al misteriosului, al tăcerii și meta-raționalului. Asta nu înseamnă că religia devine un satelit al esteticului, nici de cum. Frumosul este intrinsec legat de forma creștină. Pentru alte detalii vă invit să deschideți cartea lui Nemoianu sau să faceți rost de cărțile lui Von Baltazar. Eu unul știu că am să le caut. Cea mai interesantă secțiune a cărții rămâne cea intitulată Aspecte românești. Găsim aici nuanțate și câteva puncte de vedere cu privire la comunitatea de evanghelici din perioada anterevoluționară, dar și din perioada imediat post-revoluționară. De pildă, autorul se arată mirat de felul în care societatea românească, în ansamblul ei, a respins mereu protestantismul. În părțile Banatului, în zona unde a copilărit el, citez, existau comunități de baptiști sau pocăiți, cum li se spunea, formate aproape exclusiv din țărani, oameni care erau de regulă cei mai vretnici, mai virtuoși, mai cinstiti și mai întreprinzători dintre săteni. Mai recent, Mișcările neoprotestante au luat un deosebit avânt și au reprezentat o formă de rezistență religioasă, intelectuală și politică de care se pot mândri toți românii ca națiune. Am încheiat citatul. Sunt menționați Iosif Țon, Tudor Popescu, Dumitru Cornilescu. În paralel cu analiza pe care Virgil o face Protestatismului românesc, cu multe și benefice consecințe, autorul dedică multe pagini și biserici ortodoxe. Pe care o acuză de caracter triumfalist și prozelitist. Mai mult, atunci când pune împreună mișcarea protestantă și Biserica Ortodoxă, nu pot să nu observ felul admirativ în care privește către prima și felul depreciativ în care se uh, raportează la cealaltă, căci observă el dacă protestanții au rezistat eroic în fața valului comunist și dacă ei sunt singurii capabili să-și creeze o societate autonomă, alternativă promovând astfel valori morale, sociale și culturale foarte puternice. Din potrivă, Biserica Ortodoxă și-a deschis parțial ușa către comunism, iar după Revoluție continuă să identifice religia cu viața publică și cu partidele dominante. Iar religia Ortodoxă devine astfel organ de stat, Or, Virgil Nemoianu insistă că cezarul și Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos însuși a punctat, sunt două entități separate, Ideea unui imperiu divin-terestru este, în perspectiva autorului, diabolică. S-a ajuns astfel că unii creștini ortodoxi, scârbiți de această tendință a Bisericii Ortodoxe de a se supune intereselor statului, s-au refugiat în, citez, locurile de curățenie și puritate pe care le pot oferi familiile neoprotestante. Am încheiat citatul. Menționez cu oarecare încântare eseul lui despre Moș Crăciun. Dincolo de etapele configurării imaginii acesteia, autorul atrage atenția că sărbătoarea Crăciunului are o aură de bune intenții, de sociabilitate, relaxare, plăcerea simțurilor, răsplată bine meritată pentru o muncă cistită, jovialitate, pace și bucurie generală. A te ridica împotriva spiritului unei astfel de sărbători, prin austeritate și încorsetare de timp conservator, Sugerează o neînțelegere a esenței încarnării Mântuitorului. Acesta a venit în lume ca să aducă bucurie, nu întristare, vindecare, nu boală, bogăție, nu sărăcie. Alte eseuri interesante sunt cele despre Jean-Luc Marion, despre originea universului, despre religiozitatea omniprezentă, despre raportul dintre credință și știință și nu în ultimul rând despre umanismul creștin sau democrația creștină. De pildă, democrația creștină este colacul de salvare pe care Dumnezeu l-a trimis pentru a scăpa omul de sub jugul tradițiilor, din prizonieratul istoriei. Până la democrația creștină, oamenii erau blocați în tradiții și curente antiprogresiste sau antiștiințifice. Abia prin democrația creștină, omul a privit istoria ca pe o modalitate de eliberare de trecut, ca pe o ușă mereu deschisă spre progres și viitor. Iată așadar că o carte publicată în anii 2000 s-a dovedit, după ce am parcurs-o, mai de actualitate decât multe alte cărți scrise în mediul nostru ghetoizat, deconectat în principiu de lume și de istoria contemporană. Nu spun că nu sunt de acord cu o comunitate evanghelică închisă, care propune o societate alternativă valoroasă, cum Virgil Nemoianu însuși observă. Sunt de acord cu asta. Acum aproximativ 10 ani, pe când abia intrasem în mediul evanghelic, m-am arătat destul de deranjat de ghetoul pocăiesc greu accesibil oamenilor din lume. Pe măsură însă ce am început să cresc în acest ghetou, pe măsură ce copiii mei au început să crească, pe măsură ce am observat cât de important e faptul că trăiesc și sunt educați în această zonă protejată, în această societate alternativă, nu doar că nu am mai fost deranjat, dar am început eu însumi să îngroș granițele ei sunt de acord că suntem chemați să facem ucenici în lume dar asta nu înseamnă că trebuie să diluăm, diluăm comunitatea evanghelică primind în ea orice fel de valori lumești de dragul de a fi relevanți nici vorbă ceea ce trebuie să facem este asta să citim și câte o carte de felul ăsta ca să pricepem ce se mai întâmplă în lume cum ne percepe lumea cum putem la o adică să schimbăm ceva în ea dacă suntem chemați să schimbăm ceva în, în ea și, nu în ultimul rând, ca să înțelegem cum trebuie scris o carte, ce înseamnă gândire profundă, ce înseamnă un eseu bine scris și așa mai departe. Nu știu dacă mai găsiți acest volum pe piață, Tind să cred că nu. Totuși, dacă sunteți curioși să vedeți ce mai scrie Nemoianu despre pocăiți și nu numai, sunt convins că veți găsi volumul la bibliotecă.